Așadar... Bună seara și bine ați venit cu drag la propunerea și propria de la mea antică la geometrie. Se serează așa repede? Să zicem, bună seara, bună ziua. Oricum, de acum, din ce ziua se micșorează pe noi și să spunem tema pentru acasă. Pentru acasă, clasa 8-a. Dacă sunt făcute, nu le mai repetată. 14 la pagina 109 nu-i făcut, dar se consideră puterea A, B, C, D și E, oricare 4 dintre ele fiind necoplanare. Asta face. Se consideră puterea A, B, C, D. 109. Se consideră puterea A, B, C, D și E. E, A, B, C, D și E. Oricare 4 dintre ele fiind necoplanare. Așa. Oricare 4 necoplanare. Da. Da. Deci nu există 4 coplanare în același plan. Cum să facem noi o figură de asta care să ne adapte? Varianta oricare 4 necoplanare. Păi, o să facem un triunghi în care să punem 3 din ele. Da? Lăsam impresia că D, E, B, C sunt coplanare. Așa am creat în ochii asta de aici, E, C, și am câte planuri în final, de sine stătătoare, E, B, C, D, E, C, A, B, C, E, A, B,
De A, E și de A, E este, da? A? Și de A, C. Da? Cam așa arăta, să zicem, în spațiu, faptul că patru cele, din cele cinci puncte, sunt cinci puncte în spațiu, oricare patru din ele sunt necoplanare. Adică, da, oricare patru sunt necoplanare, în sensul că am creat plane de câte formate din trei doar, da? Un al e C. Nu există niciun alt punct situat în planul de C. Da? DIEC este planul de trei puncte distincte, trei puncte plan. Și de exemplu, cum facem? Și AO sau BO sau EO este un alt punct care nu, se, nu este situat aici. Pentru că AO participă la planul EAB, nu? AO la CAB și așa mai departe. Da. Am punctele acelea cu bune. Amic, arătați că oricare trei puncte dintre cele cinci sunt necolineare. Oricare trei puncte din cinci. Așa, oricare trei din cinci sunt necolineare. Trei puncte din cele cinci sunt necolineare. Păi, din construcția făcută se vede clar. Că, ia ziceți că. Da, din construcția făcută există trei, cele trei triunghiuri de fiecare dată. Cele există trei triunghiuri. Da, deci există planul de determinat de ea. Deci trei puncte din cinci, nu zice trei plane. Cabă. Nu, trei puncte din cinci. Da, da, cabă, uite, trei puncte. Deci ce AB s-a sunt triunghiurile acestea, nu? Exact. Dacă sunt triunghiurile figurate, înseamnă că în tipul asta sunt necolineare oricare dintre ele, pentru că există planele. Am creat planele determinate, distincte planele acestea. Aha, și cum să scrie asta? Deci, cum avem că ABCD necoplanare, nu? A fost prima chestiune, în ipoteză. Am avut ca ABCD e, da. Oricare patru din ele, da, oricare patru din ele sunt necoplanare. Da? Deci, oricare patru, câte astfel de perechi de patru pot găsi eu? Păi A, B, C, D. Lăsăm câte o literă deoparte. Exact. Și le luăm pe asta, luăm câte una. Da? Și asta și sunt da. Cinci de toate. Sunt cinci... Sunt A, B, C, D, da, corect. Echipe de câte patru, da? Deci, am avea o primă, un prim echipaj A, B, C, D. Apoi aș avea echipajul, am lăsat pie. A, B, C, E. Apoi A, B, A, B, D, E. Apoi A, C, D, E. A, C, D, E. Și echipajul BCD, da? Da. Faptul că din cele cinci toate echipajele sunt necoplanare, ce înseamnă asta? Că trei din ele formează un plan și celălalt nu se află în planul lor. Așa. Ei bine, acest lucru este figurat. Deci, din desenul făcut, am arătat construcția planelor determinate de perechi de câte trei. De câte trei, da? Plane determinate de câte trei. Cu alte cuvinte, câte astfel de plane aveam
Fiindcă triplete, triplete de câte trei. Da, să vedem. ABC. Hai să vedem aici în filul alt. Aici câte ar să fac de câte trei? Las câte o literă deoparte. Sunt patru aici. Și patru la fiecare. Da? Și patru la fiecare. 20. 4, 5, 20, da? Da. Deci sunt 20 triplete de 3 puncte. Sunt 20 triplete de 3 puncte. Ei, fiecare triplet de acesta determină un plan. Fiecare triplet determină un plan. Pentru că numai, am spus mai devreme, că toate faptul că luate câte trei ar fi, că oricare ar fi trei puncte din cele cinci, sunt necoliniar, da. Fiindcă am tripletele acelea care fac un plan, există triunghiul ABC. Și dacă există triunghiul ABC, înseamnă că nu am, nu sunt necoliniare. Deci cum există triunghiul A, B, C. Există triunghiul A, B, C. De fapt, planul A, B, C. E vorba de planul A, B, C. Înseamnă că aici A, B, C nu sunt coliniați. Deci, din momentul ăsta, le putem construi pe toate 20, dacă vreți. Le putem construi pe toate 20 și cum există triunghiurile acestea din faptul că toate cele 5 nu erau necoplanare. Erau necoplanare, nu? Da. Necoplanare, am avut ipoteză. Înseamnă că n-am să am niciodată un triplet, n-am să am 3 puncte pe o singură dreaptă. Pe o singură dreaptă. Este asigurat asta din ceea ce s-a spus în ipoteză. Păi. Deci, avem câte astfel de triplete? 20, am spus, da. Deci, ideea este așa. Le construim pe astea 5. Din 5 mai construim la fiecare câte 4. 5 ori 4 sunt 20 de triplete. Și cum în ipoteză am avut că fie ABCD e Oricare patru necoplanare înseamnă că m-a asigurat aici că aceste patru generează la rândul lor fiecare din ele generează ce? Patru triplete. Îmi generează o piramidă. Corect. Asta vrea să spun autorul. Deci, îmi generează o piramidă și voi știți cum ăsta care nu-i prins în plan. Și atunci câte triplete, câte plane îmi fac? Patru plane. Da? Vedeți, atenție. Oricare patru necoplanare, și care sunt acestea? Deci le menționăm, cele patru, sunt cinci variante de acestea. Și fiind necoplanare, fiecare echipaj de 4 generează o piramidă. Da. 3 într-un plan și atunci. De fapt, îi generează cele 4 plane. 1, 2, 3 și 4 astea de față. 4, 5, 20. Și atunci e clar că, indiferent la care vă opriți, toate acestea nu va exista nicio situație în care 3 puncte să fie pe aceeași dreaptă. Că sunt 4 plane diferite. Păi? Da? Și din 4 plane diferite nu există posibilitatea, este spus aici, că sunt necoplanare. Toate echipajele de câte 4 sunt necoplanare. Și asta înseamnă că există piramida asta, care generează câte fețe? 4 fețe. Și acum, dacă există triunghiul ăsta, când există triunghiul, adică o față, înseamnă că nu e o dreaptă, există triunghi. Una este să spun cam așa, A, B, C, corect. Când eu am, de fapt, A, B, C. Corect.
nevoiare. Deci, hai să revedem încă o dată mai clar. Problema e frumoasă, dar trebuie foarte bine interpretată. Zice-o. Deci, consideră punctele A, B, C, D, CIE, oricare parte dintre ele, fiind necoplanare. Deci, ipoteza asta este, da? Da. Oricare patru, necoplanare. Stop. Oricare patru, necoplanare. Fructificăm asta. Oricare patru, necoplanare, adică toate variantele posibile din 5, lăsând câte o literă. Sunt necoplanare. Deoparte. Deci am găsit patru. 5 echipaje. 5 piramide. 5 echipaje de câte 4. Necoplanare. Oricare. De pe toate le-am găsit, da? Asta ce sunt ipoteze. Dar faptul că sunt necoplanare ascunde existența a 5 piramide. Da. Deci este, da? 5 piramide. Fiecare piramidă are... Fiecare piramidă are 4 fețe. 4. Are 1, 2, 3, 4 plane, da? Exact. Și 4 plane, fiecare plan... Fiecare plan... În total sunt construite pe baza acestor... Pe baza acestei ipoteze, 20 de plane în spațiu, da? Și dacă da, atunci niciun punct nu se află pe două din ele. Pe niciuna din unghii. Deci sunt vârfurile unei figuri ciudate. Da. Închipuiți-vă că acum aceste piramide sunt legate între ele și este o figură destul de ciudată. Am încercat să o fac aici. Într-un fel mai ieșit, dar încă nu pot... Dar, într-adevăr, oricare treile luat din ele sunt necoliziate. Tocmai, fiindcă am toate fețele acelea. Ei bine, asta am vrut să spun. Insist și spun. Traduc ipoteza prin existența acestor echipaje. Cum oricare patru necoplanare înseamnă că, de fapt, există 5 piramide de acestea. Fiecare piramidă înseamnă 4 plane. Da. 4 plane. Planele sunt determinate de 3 puncte. Și înseamnă că, fiindcă există toate cele 4 plane, înseamnă că nu se poate întâmpla niciodată ca triunghiul să se reducă la o linie. Deci triunghiul nu se reduce la o linie. Deci nu există permeabilitatea. Corect. Da, deci așa argumentăm. Și la B, numiți toate planele diferite determinate de câte 3 din cele 5 puncte. Perfect. E singur. Le-am făcut aici între pietre. Și acum? Nu, acolo am făcut piramide. Acum facem primul efect. Așa, am făcut piramide. Și acum numim toate cele, lăsăm câte o literă deoparte. Numiți toate planele diferite determinate. Toate literele. Exact. Da. La B. La B, prezentă prima. Le luăm pe de patru și combinăm. A, B, G. Lăsăm de literă de patru. A, B, G. Acum răspundem autorului exact ce am zis. Care sunt planele? Da. Facem un așa la nu te face sigură. Doar sunt după alea. Pur și simplu, Irina, de acum, luăm pentru a... Pentru prima piramidă, zi tu planele aduse. A, B, C, D. Necoplanare, da? Da. Necoplanare. Rezultă, generează. Da. Deci generează. La bine, 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 la bine. Deci, aceste echipaj de 4 puncte necoplanare, generează 4 plane. Da. Adică să fie o literă deoparte. A, B, G. Deci planul A, B, C. C, B, A. Da. B, C, D nu ai spus. Când ai zis B, C, D, l-aș fi atât. Da. Bun. B, C, D. Acum, pentru următor, A, B, C, E. Pentru A, B, C, E. Avem A, B, C, E. Punem necoplanare. Asta nu știu. Avem. Avem. Se repetă A, B, C, deci nu sunt 20, nu?
Deci se repetă ABC, deci nu sunt 20 în o serie de plane, se repetă, da? Da. O să vedem care se repetă și atunci... ABC, BC, E. ABC. BC, E. BC, E. BC, A. E, C, A. Și E, A, B. Și E, A, B. A, B, ce se repetă aici. Da, ABC se repetă, tu te-ai o să... Să te-ai îndată, dacă ar să... Unul din ele te... Să o urmărim. Așa. A, B, C, E, ce urmează acum? A, B, D, E. A, B, D, E. Hai, zi. Necoplată. A, B, D. A, B, D. A, B, E. A, B, E. O, D, B, A. D, B, A. Și... Ia de. E a de. Te rog să observați. Ia de, ai mai zis odată. Vezi că tu le zici ce ia de. Nu, nu pot, nu e corect așa. Că nu le zici într-o oră, nici nu te mă mâine. Renunți la litera asta. A, B, D. Că nu le zici la D. A, B, D. Renunți la asta. Renunți la asta. E, A, B, e ultimul. Ei, bine, ia. E, D, B, E. D, B, D, E. D, B, E, da? B, până aici. Bine? B, D, E, da. Da, da, pe scurul îi urmărim așa, dacă... Ne vine greu să fiți. Dacă nu, îți faceți așa... A, vine cu ordine. Tăiem pe E și a vine a B, D. Vine a B, D. Tăiem pe... Pe D și vine a B, E. Tăiem pe B și vine A, D, E. Și tăiem pe A și vine B, D, E. Bun, și a B, E, nu mă duziți. Hai să vezi. Nu te duziți. Trebuie să fie. Facem așa la tine? Hai, fie așa cum ajutăm profesorale. Deci? Îi A, B, D. A, B, D. Deci A, B, D. A, B, E. A, B, E. A, B, E. A, D, E. A, D, E. Și B, D, E. Și B, așa. D, E. Perfect. Și acum ne uităm în urmă, dacă au fost scrise în ordine, vom vedea că... Ea B, tăiem. Ea B, unde avem ea B. Ea B, da. Ea B, tăiem aici. Da, da. Da. Și și acum mergem mai departe cu tripletul, cu echipajul. A, C, D, E. Suntem la 4, nu? A, C, D, E. A, C, D, E. Care generează? A, C, D. A, C, D. C, D, E. C, nu, A, C, D. Da. A, C, D și A, C, E. Vreau să-mi dai așa. A, C, E. Da? Câte unul, câte unul la coadă. Ca în limbaj, ca să ne vine de alfabet, ca oară. Da. A, C, E. Da. C, D, E. Nu, A. A, D, E. A, D, E. Tot mă începem, mă zic. Da. A, D, E. Și așa cum A, D, E. Și C, D, E. Da. C, D, E. Ia să ia. Te uităm să vedem pe cine tăie. Pe D, E, A. Pe A, D, E. A, D, E. A, D, E, da. Îl avem și la D, E. Îl avem aici, A, D, E. Și în sfârșit, B, C, D, E. B, C, D, E. Iată, încă la necoplanare. Da, necoplanare, zic. Te rog. Așa. B, C, D. 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 Și C, D, E. Și C, D, E. C, D, E. Unde mai vedem pe C, D, E? Sus, sus. Cât e aici, vedem, da? Da. Și-o tăiem undeva. Și bă că e, dacă am văzut eu undeva, e așa. Și bă că e. Și bă că e, sus. Și bă că e, iau de-a ta. Bă că e, văd aici, da? Și a că e. Și toate cum mai sunt. De la a doua, de la a doua pereche. Și care? A că e. A că e de aici, nu? Da, și mai una. Unde a că e la al cincilea. La al cincilea, A, C, E, avem aici. Mai sus, A, C, E, acolo. C,
Fie, deci pe emblema. A, fie. Vedeți? Trebuie să-l numită mai atent. Sigur că da. Și AC de cu AC de primul, AC de primul cu AC de al patrulea, parcă tot. Deci A, C de, A, C, C de, A, C, D, A, C, D, de aici, da? A, C, D, A, C, D. Dar cum e A, B, cum e C, B, A acolo, domn profesor? Că e A, B, C, C, B, A? Hai și mergi din satare. Da, 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 și tot B, A, C, mai de aici mă dintre dacă. Ne-ai învățit atât tu la ce? Deci ABC. Dacă suntem atenți în așa, nu mai ieșim. ABC. Da? ABD. ABD. ACD. ACD. Și BCD. BCD. Să vedem unde se mai face. ADC cu ADC de acolo. ACD și ACD. ACD și ACD. Tăiem și ACD de acolo, de sus. De la de sus. Tăiem la. 1, 1. Sus, 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 domnul. ACD. Da. ACE mai aveți undeva? ACE? BCD de la primul cu BCD de la ultimul. BCD. Și cu BCD de la... Ultimul, BCD acolo sus. BCD de la planul A aici. Aici. Primul. BCD de la... Așa. Știți? Apare în logica asta noastră. Și B, D, E cu D, E, B. Dar stați și uitați ABD-ul, ia să repede la ABD. D, E de acolo, de la... ABD. Da, ăla, cu al treilea. Vedeți, al treilea are ABD primul. ABD, da. Da. Am și insist să vă spuneți. Și B, D, E de acolo. Și B, D, E. Deci am le-am tăiat așa cu toate. B, D, E. B, D, E, da, cu D, E, B. Cu D, E. Ultima, cu ultima, domn profesor, ultima. Ultima, ultimul... B, D, E, da. Dar e una cu una. Așa, da. Așa. Și dacă ne mai uităm, cred că rămânem doar cu altă. Doar cu cine arată figura. Cu șase, pardon, trebuie să rămânem. Da, doar cu cine arată figura. Pentru că același plan, în logica care a făcut-o noi, același plan este de trei ori luat. Corect. B e, C, C e, B, C, B e. Din motivul ăsta, din motivul ăsta e luat de... Pentru că trebuie să uniți și pe D cu B. Pe D cu B. Așa, și pe D cu B. Corect. Mai nu știu care în ce parte să fie să vadă, dar important este că sunt 6 sau 8. Sunt 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Și dacă punem o literă la mijloc, acolo nu mai sunt, dar nu mai sunt. Nu, mai sunt. Nu mai sunt. Da. Nu se iei, trec în spațiu, cumva, da. Da, da. Deci sunt șase. Deci una, două, trei, patru, cinci, șase. Șase. Una, două, trei, patru, cinci, șase, da? Da. Șase să fie. Și astea, rămânem șase? Da, rămânem A, B, C, B, C, E, B, D, E, D, E, A, B, C, 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 D, E. Unu, doi, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă, zece. Nu, acolo trebuie mai trebuie tăiat. Mai trebuie să tăiat de acolo. Era tăiat la mine. Unde? Noi nu le-am tăiat toate, domnul profesor. Nu le-am tăiat toate, da. A, D, E, acela mai este undeva, A, D, E, nu. Ia să vedem, hai să luăm așa. A, B, C, C nu mai este. Uitați-vă, la A, B, C, mai găsiți unul la A, B. Nu, nu. A, C, D. A, C, D, da, trebuie să mai fie undeva. A, C, D. Sus. Sus. Păi eu, de acolo, sus, de tot. A, C, D, l-am tăiat. Deci, A, B, C, îmi rămâne. A, C, D, rămâne. BCD rămâne. BCD rămâne. Dar dacă mai este undeva, vă întreabă domnul ăsta. Asta? Nu. Poți. Rămâne. Subliniem. Face ABD, acolo se aducate. ABD. ABD. ABD l-am găsit pe aici undeva? Nu. Da, uite, acolo. Rămâne. Rămâne ABD. Rămâne ABD. ABE. 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 Rămâne. Rămâne. Deci 1, 2, 3, 3 4, 4, 5. Și ADE? ADE l-am găsit, parcă nu tot acolo. ADE e în sus, primul de tot. Și l-am tăiat pe ăla. ADE... Deci rămâne și ăsta. Da, rămâne și ăsta. 6.
Și hai să vedem, că totuși mai avem, Iona. A, ce e? A, ce e, U. Ia să vedem pe figură, domn profesor. Dar ce eu, acum trebuie să mă duc în jos. Eu am căutat, făcea de ce m-am uitat încolo și-o rămas, mă tot uit așa și acum... Dar sunt mai multe de șanse, domn profesor. Păi, asta mă gândesc. Este și ce eu, într-adevăr, este a ce eu. Uitați și pe figură se vede că e. Și bă că e, și bă că e, și bă că e. A ce eu este. Bă că e, ia să vedem. Că, bă, că, și e. Da. Bă, că, dar nu mi-a zis figură să-i dăm seama. Bă, că, bă, că, și e. Da, ia să vedem. Că e tot-a-ta, că e tot-a. Ba nu, că e nu e o... Da, uite că că e trasă, ca și diagonală. Aha, care am tras-o noi, bă, că e, da? Da. Este. Bă, dă e acum, bă, dă... Bă, dă e, bă, este. Da, bă, dă... Că dă e? Ce aia este? Dă e, este și asta. Deci, câte? Mă, scoase, mai multe. 1, 2, 3... Ori 10... 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10 sunt. 10. Da. Noi 10 am spus. Și stau în jumătate. Dar să înrutăți numărul lor, da? Mm-hmm. Dar, insist, din ce motiv? Că prin două puncte distincte, deci o dreaptă și numai una. Noi am vorbit dreapta A, B și B, E. Mm-hmm. A, B și B, A. Da? Da. A, B și am vorbit și de B, A, când am lucrat aici. Și din motivul ăsta, din 20 au rămas 10. Care generează, într-adevăr, cele patru puncte necoplanare generează câte patru plane. Exact. Dar în fiecare dintre... Uitați, AB, 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 în primele trei am avut AB-ul comun. Stop, asta e. Dreapta și AB și AB exact. Sau BA. Sau BC, sau a fost comun. Și amuchia comună celor două, deci de aceea trebuie să tăiem la jumătate. Și sunt jumătățit. Da. Dar eu așa aș face, cum am procedat mai aici. Deci, ca să avem logică în tot ce am făcut... Facem 20 de triplete. Le facem 20 de triplete. Și dacă am văzut cele 20 de triplete și le-am selectat, acum explicăm de ce s-a întâmplat asta. Că dacă noi nu gândim așa, nu ne dăm seama că sunt 20. Da. Și de ce rămân numai 10? Pentru că un plan ne se va de două ori, exact. Pentru că mulții în comune. A, B, B, A. Și de aceea trebuie să înjumătățesc. Da. Deci de aceea trebuie gândit în felul ăsta. Numim toate planurile diferite. Corect. Le-am numit alea astea care nu le-am tăiat. Exact. Toate planurile diferite. Diferite. Bun. Numite, dar repet, le-am tăiat după ce le-am văzut. Care erau comune, și așa am muncit, da? Fără. Și acum am explicat de ce. Pentru că planele au, planele sunt generate de triplete, iar triplete, planele acestea au muchii comun. Muchia aceea comună A, B și B, A, determină dublarea comună. O treabă. Da, da. Domnul Zăbăiește din muchii. Da, muchii sau treaba comună. Bun. Frumoasă problema. Mai reflectăm un pic la ea, pentru că de fiecare dată, când întâlnim o problemă care iese din tipar, ne face să ne oprim mai mult și să fim mai atenți. Da? Spune așa. Ia ABCDE 5 puncte cu calitatea că oricare 4 din ele sunt necoplanare. Aici autorul ne spune că oricare 4 din ele necoplanare înseamnă că fiecare 4 din cele 5 variante generează piramidele. Dacă 3 vor fi într-o plan și cealaltă e în afară. Dacă generează piramidele, înseamnă că noi reușim în felul ăsta să înțelegem că sunt 4 plane la fiecare echipaj de 4 puncte, 4 plane, și cum sunt 5 de toate, 5 ori 4, 20. 20 de plane. Da, dar aceste 20 de plane pe care le-am văzut,
Am sesizat din cauza că apare dreapta comună acolo, A este luată data B și BA. Și apare și punctul acela luat de două ori și atunci nu trebuie să repetăm planele care, o spus mai clar, distincte. Distincte, deci autorul ne atenționează. Da. Nu vă duceți la cele 20 când le-ați găsit voi acolo, ci vedeți care se repetă. Corect. Că într-o mulțime de obiecte nu repeți obiectul respectiv. Asta e și calitatea la mulțime. Când spunem de mulțimea obiectelor, zicem așa, A mare egal mulțimea formată plus din 3, 4, 7 și iar 3. Într-o mulțime elementele nu se repetă. Deci, pe trei nu le iau de două ori, da? Atunci am făcut selecție și am văzut exact. Este instructiv exercițiu și pentru ceea ce înseamnă generarea tuturor planilor. Adică, cum am spuneam, dăm câte o literă de o parte, rămân cele trei. Și luați-le așa cum în ordine asta. Pentru că nu le pierdeți așa. Dacă și mai ușor să le găsiți, le tăiem după aceea. Sigur că da. Pentru că dacă le luăm așa, haotic, din punea toată, vezi și greșim, nici să nu le luăm pe toate, după aceea le găsim greu ca să le... Am respectat ordinea alfabetică, A, B, C, D. Când l-am legionat pe toate cele patru, l-am lăsat pe E deoparte și m-am rămas ăsta. L-am lăsat pe D deoparte, dar tot în ordinea A, B, C, alfabetică. Obișnuiți-vă așa. Da? L-am lăsat ca să mă ordonez mintea și să am siguranța că nu pierd nimic. Corect. Că ați văzut ce s-a făcut la un moment dat, nu mai înțelegeam nimic. Da. Uite, le-am amestecat. Am lăsat pe B, am lăsat pe A și am văzut cele 5 tripete. Începeți de la coadă, cum ar veni, de la sfârșit și lăsați câte unul pe rând. Da? Puteam să și de aici. BCD, ACD, A, B, D, E, tot în ordinea alfabetică. Mai se respectați fiecare alfabetică. Asta vreau să spun, nu stau acolo, acolo și... Exact. Ele sunt până la urmă, dar nu le... sunt toate. Și aici la 20 de ani a fost imposibil dacă le făceam așa, să mai și găsim, să mai și tăiem, să mai și... Da? Deci ordinea alfabetică, dacă eu puneam ACB și într-o altă parte ABC, ochiul meu nu se realizează exact. ABC. Exact. Că tot planul este și ABC și tot planul este și ACB și... Ce a de a, asta. Da? Bine, începem tabla. De, da. Da. Ce să cer cu cărbătul de timp? Am înfirit, da. Da. Două
de câte trei puncte. Din cele 5 sunt formate cu puncte coliniare. Rezultă că cele 5 puncte sunt coliniare, îi putem întrebări. Rezultă că cele 5 puncte. Mai e adevărat A, B, C, D, E? Mai e adevărat că sunt coliniare? Justificați. Justificați. Da. Să înțelegem bine. Sunt 5 puncte în spațiu. Nu avem nimic precizat în legătură cu ele. Doar 5 puncte. Da. Sunt, dacă sunt 5 puncte, ele sunt distincte, clar. Deci nu există două puncte să coincidă, pentru că sunt prezi într-o mulțime. Da. Da? Deci sunt 5 puncte distincte. Distincte. Foarte. Dacă se întâmplă ca oricare 3 din cele... Puncte din 5. Sunt coliniare. Oricare. Exact. Atunci trebuie să fie toate coliniare. Deci dacă oricare 3 din ele sunt coliniare. Oare care ar fi echipajele de câte 3 din cele 5? Am văzut că sunt 10, parcă. De plane? Ziceți? Da. Da. Mă repede de chestia aia. De plane. Deci, tripetele. Da. Tripetele distincte, nu? Da. Deci, în momentul în care am 10 din ele și le știu, am să scriu polinearitatea lor. Acelor 10. Și acelor 10. O vom la exerciții anterior. O vom la exerciții anterior. Deci, scriem, abruia ziceți, abruia. Există tripletele. Ziceți A, B, C. A, B, C. B, C, E. B, C, E. A, B, C. Am dat două din ele deoparte, vedeți? Hai să le vedem dacă le putem spune de aici. Ia să vedem. Deci, le-am dat pe astea două deoparte. Dar, și-a rămas A, B, C, E, da? Acum, dau pe E și pe ce deoparte. Și o să zic ABD. Și o să rămână ABD. Hai să vedem dacă îi construiesc pe toate 10. Ia să vedem. Deci A, B, D. Uitați-vă că vreau un problemă. Deci, pe A, că pe E și pe B. Pe E și pe B pun degetul și vine A, C, D. A, C, D. A, C, D. Și iau pe E și pe A și vine pe C, D. Corect. Și B, C, D. Asta că pe E l-am ținut tot timpul acoperit. Acum mai avansez în drum și țin tot timpul pe D acoperit. Da. Și pe D și pe cine? Deci dacă țin pe D acoperit, pe D și pe... Și pe când? Pe D și pe C, să țin acoperit. Înseamnă A, B, E. Înseamnă A, B, E. Da. Nu este. A, B, E. Da. Acum, D-ul este acoperit și pun așa. Și A, C, E. A, C, E. Da. A, C, E. Corect. Da? Da, da, da. A, C, E. Și B, C, E. Acum ținem și pe A acoperit. Și țin și pe A acoperit. B, C, E. Corect. B, C, E. Acum pe C și pe B acoperit. Pe C și, B și pe C, da? A, D, E. A, D, E. A, D, E. Acum pe C și pe... C-ul ți-a acoperit tot timpul și mă acoperi pe... B, D, E. B, D, E. Nu l-am mai avut? Nu. Nu. B, D, E. Da. Câte sunt până acum? 1, 2, 3, 4, 5. Nu, no, și acum acopăr peste a doua. Cât e? Ce de e? Ce de e?
Bun. Și iată-le pe cele 10 triplete distincte. Distincte. Acum, și dacă oricare din aceste semne liniare, da, atunci rezultatul va fi tot e liniar. Adică acum eu spun așa. A, B, C. A, B, D. A, C, D. B, C, D. A, B, E. A, C, E. A, C, E. B, C, E. B, C, E. A, D, E. A, D, E. B, D, E. B, D, E. Și ce D? Și ce D? C, D, E. Cum se traduce asta? Să vedem cum se traduce. Că oricare trei din ele sunt coliniare. Da. Adică asta. Da. Cele 10 se întâmplă așa. Și acum eu zic așa. Eu mai întâi A, A, B, B. Și ce? Îți colmiană, așa știi. Asta e prima... Da. Oricare trei din plan. Exact, oricare... Așa. Deci, personal. Da. Asta mă detine să spun așa. Da. Dar următoarea este A, B, D. D. În loc și pe cum A, B... Este, în loc mai bine. Pe două puncte distincte, trei și o dreaptă. Da. Înseamnă că D e chemat de dreapta lui AB. Deci pe D, obligatoriu să-l pun din cauza lui 2. Da. Deci din cauza lui 2, eu să-l pun pe D. Am... Nu, la toate, primul și pe al doilea. Primul și pe al doilea. Da, să luăm și pe al trei. ACD, ACD e rezolvată. E de prisoasă asta. Oricare trei din loc de profesor, nu sunt toate 5. Păi, oricare trei, înseamnă... Nu sunt caut eu pe ăla cu ei, ca să-l pun și pe ei. Păi nu, fiindcă le-am pe oricare din ele, oricare, da, adică le-am pe toate 10 eu. Aaa... Faptul că le spune oricare din ele, pe toate 10 le-am la dispoziție. Mi-am crezut că oricare 3 le-aș lua, le-am pe toate 5.